Așezată pe malul Tisei, râul care formează granița României cu Ucraina, Săpânța este o comună care a fost de-a lungul vremii relativ izolată, ceea ce i-a făcut pe locuitorii săi să-și ducă viața respectând cu strictețe tradițiile păstrate din vremuri ancestrale. Săpânța a devenit faimoasă datorită cimitirului din sat, transformat de spiritul creativ al meșterului Stan Ion Pătraș într-o adevărată operă de artă populară. Cimitirul este unic în lume și uimește prin originalitatea sa. Monumentele funerare, cioplite în lemn, descriu aspecte din viața celor care au trecut în eternitate. Aici eu mă odihnesc, toaderul lui Grigore, lui Petre mă numesc, pe pământ cât am trăit, tare mult eu am muncit, căsuri multe am ridicat la oameni la noi în sat. Crucile sculptate și pictate de meșterul Pătraș au un colorit deosebit de viu, ceea ce a atras cimitirului denumirea de Cimitirul Vesel. Epitafurile încrustate în lemn sunt scurte poeme scrise la persoana întâi, care adesea sunt pline de umor. Trag la coasă ca din tun, să fac mari grămezi de fân. Din a mea copilărie a muncii mi-a plăcut mie, să trăiesc ca și un boier, ca să fac puteri de fier. Cei ce stați și mă priviți, hai la muncă, nu chiuliți. Bazoreliefurile eternizează ipostaze esențiale ale vieții și astfel cimitirul s-a transformat într-o adevărată cronică a satului, în care moartea devine doar un rău trecător.